Vineri după amiază, autoritățile au fost sesizate că un tânăr în vârstă de 20 de ani a intrat să se scalde în apele râului Siret, la Berești, și nu a mai ieșit la mal. Pompierii militari au intervenit cu o barcă pneumatică și după aproximativ 5 minute de la începutul căutorilor au reușit să găsească victima. Manevrele de resuscitare ale personalului SMURD nu au dat rezultate și ulterior a fost pronunțat decesul. Duminică, un alt apel la 112 a anunțat că un adolescent de 15 ani a dispărut în apele râului Suceava, în zona orașului Milișăuți. Au intervenit pompierii militari de la detașamentul Rădăuți, dar la căutări au participat și voluntari civili. Victima a fost găsită în scurt timp, dar nici de această dată manevrele de resuscitare nu au dat rezultat și a fost declarat decesul. Autoritățile avertizează că scăldatul în locuri neamenajate este foarte periculos, mai ales în zilele cu caniculă. Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava recomandă să ne scăldăm doar în locuri special amenajate, să supraveghem permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, să evităm scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, să evităm cursurile de apă unde malurile sunt abrupte, ori curenții sunt foarte puternici, să nu sărim de pe platforme, poduri sau alte construcții și să nu ne aventurăm în apă noaptea târziu sau în stare de ebrietate.